Dumnezeu, Am observat că este o problemă cu ce dotări să ne luăm la mașină. Toată lumea se gândește, domne, să-mi iau cât mai multe dotări de câți bani am. Da? Deci să-mi iau cât mai multe. E, e posibil ca la anumite dotări să fie un dezavantaj să-ți iei dotări mai scumpe, mai de top. Bineînțeles, noi vorbim aici de cei care își configurează o mașină nouă. În general, când îți cumpere o mașină când cam e ce găsești. Dar nici prețul nu e ca la una nouă, normal. Da? De exemplu, o jantă mai mare îți scade confortul. În general, la mașină, diametrul total al roții, adică jantă plus anvelopă, trebuie să fie la fel, indiferent de opțiuni. Dar există variantă cu jantă mai puțină, anvelopă mai multă, sau jantă mai multă, anvelopă mai puțină. O jantă mai mare arată mai premium și e mai stabilă la viraje, pentru că nu mai ai uh, balansul ăla din uh, peretele anvelopei. Dar la confort la drum e mai rău, pentru că na, metalul nu absorbe șocuri cum absorbe cauciucul. Bineînțeles că o să ziceți, bine doamne, lasă că îmi pun uh, jantă mai mică după aia. Păi s-ar putea să nu meargă. Dacă aveți o variantă mai ca lumea de mașină, mai ales cu putere mai mare, aveți automat un sistem de frânare mai mare. Eu când mi-am făcut upgrade de la sistemul de frânare de la Cadillac, am renunțat la jantele sub 16. Deci eu pot să pun acum doar de la 16 în sus bineînțeles că eu nu vreau să pun nici de 16, eu am pe 17, dar înainte, cu frânele pe care le aveam înainte, puteam să-mi pun inclusiv de 15 jantele. Așa, problema cu trapa. Eu v-am spus, toată viața mi-am dorit mașină cu trapă, n-am avut niciodată. Dar, dacă ți o trapă, trebuie să renunți la niște loc, pentru că trapa aia trebuie să intre undeva și automat îți coboară linia plafonului cu vreo 2-3-5 cm. Un interior mai frumos, mai moale, mai premium, e posibil să vă mănânce locul din mașină, pentru că interiorul ăla este cu tine în mașină. O, o astfel de problemă era foarte evident, evidentă la Sielu. Sielu românesc avea un interior de proastă calitate, cu fețele de uși subțiri, cu materiale proaste, dar era un loc în mașină. Dacă luai un Sielo din partea elaltă cu interiorul de pluș, fețe de uși groase, totul era foarte premium, foarte moale, dar observai că nu mai e loc în mașină, pentru că totul ocupa spațiu. Fiind bancheta mai confortabilă, era puțin mai gros buretele, mânca din spațiu. Scaunul era mai comod, avea burete mai mult, era mai gros, mânca din spațiu. Eu la Sielo meu, mi s-au stricat scaunele de Sielo de nu știu câte ori, le-am mai sudat, le-am mai reparat. Până la urmă am luat niște scaune de Vectra A, foarte vechi cu, cu, iarbă, cu paie, nu știu ce era în ele, am înțeles că alge erau de fapt. Și ele erau niște scaune foarte subțiri, nu erau la fel de comode ca cele de Cielo, dar erau foarte, foarte subțiri. Și aveai mult mai mult loc în mașină, barim în spate, aveai loc acum, <laughs> nu mai aveai treabă. Un, un adaus de piano black, de crom, de inserții de aluminiu sau de lemn pe interiorul mașinii E posibil tot așa să fie ori o problemă că e mai tare, la Fordul Cuga filmat recent, aveam niște porțiuni de material lucios, am unde venea genunchiul spre consola centrală. Poate că la o variantă mai ieftină era un plastic mai moale acolo, în locul acelor inserții premium. E posibil ca de la o bucată de crom pe interior să te deranjeze la mers, să bată soarele în ea sau lumină sau să se reflecte în parbriz. Eu am avut problema asta, cred că la Mondeo am problema asta că mi se reflectă aerisirile cromate în parbriz în anumite perioade ale zilei, în funcție de cum bate soarele. Vopseaua premium e o problemă pentru că în caz că aveți o problemă în caz că vi se întâmplă ceva la mașină e foarte greu de revopsit. Eu am vorbit cu un băiat de a avea o Mazda 6 Soul Red lovită și s-a chinuit foarte mult să reușească să o vopsească, să semne cât de cât culoarea pentru că E foarte greu de obținut acea, acel roșu foarte frumos de Mazda. Un, sca un interior mai sport e posibil să fie o problemă. Niște scaune Tibre caro sunt și ele mai puțin confortabile, că sunt mai strâmte, te țin mai bine în viraje, dar în viața de zi cu zi sunt mai puțin comode. Unele dintre ele nici nu sunt reglabile ca unghi la scaun, adică scaunul este scoică dintr-o bucată și are un unghi fix la spătar dar e posibil să încurce foarte mult și pe cei care stau în spate, să nu vadă de acele laterale ale scaunilor sau să le fie greu să stea cu genunchi în ele. Dacă vă luați un sistem mai premium la pe parte de audio, e posibil să vină cu un subwoofer, ori în bagaj în loc de roată de rezervă, ori în bagaj într-o laterală. Era un Peugeot 206 Plus GBL Edition care avea jumate din portbagaj aproape, un subwoofer într-o laterală o problemă de oameni bogați <laughs> și asta. Da? Mai sunt alte probleme în legătură cu unele dotări care nu sunt nu le poți lua decât împreună cu alte dotări. Sunt parte din pachete sau incompatibile între ele. De exemplu, vrei scaune de cârpă? Mie, mie ce obțin, nu-mi plac scaune de piele, da? Eu vreau scaune de cârpă, dar le vreau încălzite, ventilate și cu masaj. Nu se poate. Vrei scaune ventilate? îți trebuie să le iei de piele perforată. Vrei cu masaj, trebuie să iei cele mai scumpe scaune. Sau am văzut cazuri în care nu poți să iei și ventilate și cu masaj. Poți ori cu masaj, ori ventilat. Mai sunt probleme de motor, cutie, sistem de tracțiune sau sistem de suspensie. Să zic, ai nevoie de perne pe o mașină, Domnule, vreau suspensie pe perne. E posibil ca acea suspensie pe perne să nu ți se ofere decât la nivelul maxim de echipare. Tu nu mi trebuie nivelul maxim de echipare, vreau doar suspensie. Nu se poate. La anumite mașini nu ți dă sistem de 4x4 decât cu un anumit motor. Știu că era la problemă la grupul Hyundai Kia, nu ți dădea 4x4 decât pe motorul diesel cu cutie automată. Dacă vrei manuală sau motor pe benzină, nu se putea configura cu 4x4. Cam așa. Săracii oameni bogați sunt discriminați. Da. Trebuie să, să să pornim și o mișcare antidiscriminare a oamenilor bogați. Da. Pentru Cineva că... trebuie să aibă grijă și de ei. Păi ia gândește-te că ei sunt discriminați, săracii de ei și la achiziția de servicii și bunuri. Gândește că un breloc de BMW sau Mercedes costă mai mult decât un breloc de mașină de săraci, da. cum ar veni. Uh, să te duci la detailing, păi dacă te vede unul la detailing cu o mașină de asta premium, plătești mai scump, doar că ai mașină premium. Bă și când pui un anunț pe autovit, când pui un anunț de vânzare pe autovit, îți, zice în, uh, preț, îți ia banii pe anunț în funcție de cât, de, cât de, cu cât de mult vrei tu să vinzi mașina. să nu știam. Nu știi? Nu. E diferență dacă vrei să vinzi un. O, e diferență. O mașină de 1000 de euro și una de 100 de mii costă altfel anunțul? Da, eu sper să nu greșesc, dar nu cred că greșesc că m am uitat zile trecute și este o diferență între adică dacă e până în 5.000 e un preț, între 5 și 10.000 e un alt preț, eu și zi, peste nu, asta 10 nu știam. Da, dar da, asta trebuie probat. Trebuie probat, da. e interesant. Deci ei săraci sunt sunt discriminații peste tot. Nu, eu am a, auzit... A, da, ce voiam să te întreb și mă, trecând la lucruri mai serioase. Uh, probabil că cu cât ai parte de dotări mai ample, să zic așa, mai. de dotări până la urmă, cum ar fi ăsta, trapa, da? Există o posibilitate că dacă n-ai trapă nu se strică nimic. A, bineînțeles, da. Uh, dacă n-ai încălzire în scaune, n-are ce să strice încălzirea în scaune. Adică, e încă un fapt. Da. da, da, complexitatea este inamicul fiabilității, bineînțeles. Excelent, ai zis-o. Având 100 de sisteme, e mult mai probabil să se strice unul dintre ele. Având 3 sisteme, uh -huh. nu o să strice deci, <laughs> din ele 3. Deci e bine uh -huh. să fii sărac. Acum mă, să știi că putem trata niște frustrări, niște neîmplinire în viață, de, uite domnilor, e bine să fii și sărac. Da. Nu trebuie să vă doriți și nici să vă uitați. Uite și bogații au problemele lor. Da. Păi, cutia automată. Nu ți se strică cutia automată dacă n-ai. Băi, băi. cel mai. Uite cum, când mod. când ieșiți la bere cu un prieten de-al vostru care câștigă mai mult, puteți să i în nas. Vezi, bă, ai vrut bă. să fii bogat. Uite, na, na, da, e greu. E greu. <laughs> uh, da, cum era înainte? Uh, cum acum se plânge lumea. Dom'le, mi-a luat mașina, s-a stricat turbina. Păi, înainte nu era, turbina. Nu era da. turbină. Nu era turbină, nu s-a stricat turbina m-am dat cu mașina și mi-a rupt cauciucurile. Eu n-am avut de asta, din păcate, n-am avut niciodată mașină să-mi rupă cauciucurile. Poate o să și când mă face o mare. Așa? M-am dat cu mașina, mi-a rupt cauciucurile. Et, dacă aveai 45 de cai, nu-ți mai rupe niciun cauciuc. Așa e. Da. Cu complexitatea. Deci, ca să vă feriți de aceste probleme, un Opel Vectra A din 92 n-aveți treabă, îl treceți pe retromobil, nu mai plătiți nici vinietă, nici impozit la el, N-are ce să strice, nu mai rugini să nu fie, dar în rest, n-are ce să strice. Corect. Nici nu vă duce să vă omorâți așa foarte mult să faceți bani, mm. că ați văzut că banii ăștia te duc în mormânt, că nu iei banii cu tine, știți voi toate astea. Da, da. Nu? <laughs> da toate invențiile săracilor. Toate practica, invențiile săracilor adică... să se da. simtă mai bine că nu sunt bogați. Dar mm. cred că și bogați au treaba asta. Ca da. să, a, nu? Păi nu știi cum zicea ăsta cu Bine că nu se știe dacă chiar azi sau sau decât e poantă, da nu contează tot e o poantă bună. Da. Cum că ăsta, că Țiriac zicea, domne, să știți că nu e chiar așa, adică și eu uneori n-am bani Pasta, și îmi pilotez zi. singur elicopterul. Da. Știi? n-am bani, 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 bani de șofer, de exact. pilot și îmi pilotez singur șofer. <laughs> ăsta, elicopterul. Știi? Da. Deci, vezi, sunt sacrificii pe care trebuie să le facem cu toții. Exact. Da. Da, păi, E, cam ăștia sunt problemele în funcție de ce dotări mai aveți sau nu mai aveți pe la mașini sau ați vrea să aveți sau vă pare bine că nu le aveți lăsați-ne un comentariu un, A, acolo, un uh, mesaj da, că tot mai avem timp stai puțin să ajung eu am postat astăzi pe comunitate așa fac de fiecare dată înainte să ajungă Cezar la atelier și Cezar ajunge foarte da, eu sunt foarte greu să ajunge la atelier <laughs> da. Și eu am foarte mult timp liber până ajunge Cezar. Le las un mesaj, oamenilor, în care le întreb să. Da, de subiect. De subiecte, știi? Și uite, acum Marian Cosma ne zice că mi-ar plăcea să vorbiți despre polișarea auto, cum se face corect, rezultate și contraindicații. Mă rog, zice domnul, domnul în paranteză, dacă afectează. vopsea o lacul. Ne mai urează și baftă, Marian Cosma. Mulțumim, Marian. Nu știu dacă aceste lucruri sunt de interes. Eu am încercat subiecte despre detailing auto, că asta face parte din detailing. Problema mea este că eu nu am nervi. Eu stau mai prost cu nervii uh, și nu, nu, nu mai pot să uh, uh, niște oameni pe internet uh, să mă învețe cum să face mai corect detailing-ul și mai bine. Uh, ținând cont că eu am trăit din treaba asta, sunt unul dintre primii detaileri din România, am început cu primul val de detaileri și am trăit 10 ani din această meserie. Iar în comentarii sunt oameni care mă învață, care probabil în viața lor n-au polișat sau nici n-au ținut în... Mă învață pe mine cum să fac detailing, cum Și nu am nervi cu oamenii aceștia și pentru că eu sunt un om mufticos, le șterg mesajele și dacă sunt și mai ofticos sunt clipele alea și mai nervos, e posibil să-i și blochezi, decât să blochezi naiva pe toți oamenii, mai bine evităm aceste subiecte. Dar dacă în comentarii văd că este un interes anume, cu mare drag, asta este domeniul meu și aici chiar pot vorbi și pot fi chiar mult mai lucid în vorbire și mai logic, pentru că vorbesc despre niște lucruri la care mă pricep. Dar v-am zis, trebuie să vină și din partea voastră. Nu, nu e doar de la noi, trebuie să fie interes și din partea voastră. Putem să polișăm farurile de la C-MAX, Sunt foarte, foarte galbene. Uite, în primăvară când o să dea căldura, ca acum... Da, acum nu vine să polișezi nimic. nu vine. <laughs> da, eu lucram și la minus 20 de grade. Și uite aici, uh, E, am, am, se poate face detailing la orice temperaturi, sunt metode de a usca mașina, dar e, intrăm în altele. Uite Alberto Bălăceanu ne spune o serie de mașini la care atunci când trebuie să schimbi o piesă banală, se accesează foarte greu. Bă, în general Citroen. <răși> a, general deci. Citroen, da. A, și Alfa. Și Alfa, că am pătit și, și la Alfa destul. Da, ai avut cu Alpha. Deci e, ca idee, gen... adică e cum să vă explic? Este exact stereotipul. Deci, mm -hmm. dacă vă imaginați că o să aveți probleme la franțuzești sau la italiene, e, acolo e problema. Uite, Adrian Mihu, prietenul nostru de data trecută ne întreabă: "Scurgerile de la motor, cum le identifici, ce lichid sunt? Mm -hmm. uh, cum să găsești nu, pe nu unde?" Nu băgați curi? în gură. Deci foarte nu <laughs> băgați în gură. Ați mai văzut pe internet, ia ăla bagă în gură, aia, e lichid, de nu știu, nu băgați în gură." Așa. Da, în primul rând ridici mașina și te uiți, bine ar fi să n-ai băscut scut că așa curge pe scut și nu-ți mai dai seama ce se întâmplă, ridici mașina, dai scutul la o parte, te uiți dacă se vede ceva clar. Dacă poți să-ți dai seama, de exemplu, lichid de ăsta, ulei, ulei de diesel e ceva foarte negru și de care nu mai scapi, da? deci încerci să-l ștergi de acolo și rămâne tot murdar negru. Lichid de servo, dacă e verde, e verde, dacă e roșu, e roșu depinde ce aveți în borcan. Antigelul se vede că e un fel de apă mai lipicioasă așa. Și trebuie să fie roz sau albastră sau verde, sau ce culoare aveți în borcan. Dacă e ceva greu de identificat, spălați zona și urmăriți imediat. Adică. Voi acum aveți mizerie și scurgeri din toate părțile, după ce curățați bine pe acolo, ar trebui să nu mai fie nicio scurgere. A doua zi, după ce ai mers cu mașina, ar trebui să fie o scurgere proaspătă și atunci e mai ușor de identificat. Pe urmă, Florin ne spune un top cu mașini fiabile pentru începători. Deci, cred că ăsta e cel mai făcut da, da, subiect, subiect din lume. Subiect din lume. Cred că, Florin, dacă dai căutare, sigur găsești încă 10. Nu ne-au plăcut niciodată. Am încercat cu topuri, de ce să nu? Mai ales la început, am văzut că merg merg topurile și acum. Uite, mâine, dacă facem un top, probabil are 20.000 în prima zi de vizualizări. Dar, nu știu, poate unii ați observat, poate nu. În ultimele luni am schimbat puțin contentul atelierului, puțin, puțin, mai mult, astfel încât mergem pe lucruri pe care noi le considerăm mai de calitate. Am putea să facem, evident, o grămadă de lucruri care... Uh, aduc audiență. Aud, aduc audiență, pentru că știm ce subiecte, știm ce treburi, dar căutăm să ne păstrăm în... Și da, să facem ceea ce ne place. Eu am, da, eu am și vina asta că încerc să fac, bă ceva în care cred, adică corect, nu e știi... Corect, corect, corect. Iar cel puțin eu am ceva cu ale topuri pentru că e foarte greu să spui, domne, cu tare e cel mai bun, pentru că sunt prea multe considerente, să zici, exact. cea mai spațioasă mașină. Da, corect, asta poți să faci, că da, ca atât. De, păi, e atât... Nu, da, zic, fiind un singur criteriu. Deci dacă spui, da. mașina cu cea mai mare viteză maximă. Da, de nu știu, Bugatti, și exact. Chiron, cine se ocupă cu așa ceva, nu știu. Da, acolo poți să spui, pentru că găsești date e exact pe e... foaie. Exact. Domne, și ce să facem? Să căutăm pe noi, să vă regurgităm voi informațiile. cea mai rapidă mașină din lume este cu tare. Pe cine interesează? Corect. O să pui tu mâna vreodată pe vreun și Chiron din ăla? Doamne, ferește. Tot Adrian Mihu ne întreabă Scoda Superb 2016 versus Audi A6 2016. El zice că a avut Superb, acum are A6. Nevasta vrea să se întoarcă la Superb, el nu. Cine are dreptate? <laughs> Corect. Da. E, e, și aici cam același lucru ca și la, la topuri. Nu e aceeași, ar fi mișto, probabil noi le-am condus peste adică au venit pe la noi, am putea să vorbim strict de aceste mașini. Problema e că nu putem vorbi de toate mașinile. Putem, într-adevăr, te face un versus între mașinile pe care le cunoaștem și pe care le-am condus. Dar noi la Creva nu conducem multe mașini. Aici este, asta ar fi o problemă. E o problemă cu să găsim mașinile pentru condus. Toate reprezentanțele naționale sunt la București. De asta Vlad el, acces, exact, da. el face genul ăsta de conținut și noi când mai prindem o mașină facem și noi, nu e problemă, dar nu asta e prioritatea. Noi, practic, ca să putem să facem ceva de genul ăsta, trebuie să fie o mașină pe care ori am avut-o în proprietate, ori am condus-o măcar la niște drumuri mai e lungi. Exact. Am făcut un drum de Grecia, de Germania, da. de Italia cu ea, pentru că așa să te uiți la o mașină sau să o avem 20 de minute, o jumătate exact. de oră cât o avem noi la prezentări, Mai nu poți să-ți dai exact. seama noi de, de, de am... mare lucru. Asta este și motivul pentru care noi nu numim ce facem la Craiova prezentări, nici nu știu ce să le spun că sunt, nu am zis niciodată că la Craiova facem review-uri pentru că nu ar fi corect, noi conducem mașinile alea fix cât vedeți voi în filmare. Cam, cam atât, pe cele mai multe dintre ele. De asta am introdus și verificarea asta de sub mașină, pentru că este un plus, dar n-ar fi corect față de voi și față de noi, în primul rând, pentru că ăsta e atelierul. Ne-am propus să facem lucrurile în care credem. Da, și cam asta este treaba cu eu sunt, deci dacă pune mâine în titlu Skoda Superb 2016, uite asta poate să fie ca un sfat pentru cei care vor să facă YouTube, da? da. Dacă puneți Scoda Superb 2016 versus Audi A6 2016, mai bubuie, bubuie, ce să ce să vă zic? Știm că ar face audiență strict referitor la Scoda Superb și Audi A6, cred că am putea, dar na, mai vedem că Radu Ianaș Radu Ianași, Sper că am pronunțat corect. Un review cu noul Lexus UX 250. Oho, Oho ce am vrea noi! Ia, <laughs> ia, vedeți de unde faceți rost de unul. Exact. Ageți l încoa. A, da, trebuie să le spui, te până citesc eu următar, uh, următorul, uh, trebuie să le spui cum e cu mașina. că oamenii zic că Vreau și o mașină cu tare. Știu că ne da, am mai zis, dar tot timpul este o dinamică a oamenilor care o urmăresc. Da. Uh, ca idee generală, eu aș vrea mașini motoare pe benzină cât mai mulți cai manuale. Da? Deci asta ar fi orice mașină, da, cum zice, Scoda Felicia din aia, din, din anii 80, deci absolut orice, nu e problemă. Problema e că nu e neapărat după cum vrem noi. Noi aici la Craiova nu prea luăm mașină de la reprezentanțe, am avut parteneriatul cu cei de la autonom, mai luam mașini de la rentă car, dar na, nici ei nu au mașini chiar în fiecare zi și nicio varietate chiar atât de mare și noi ne bazăm pe mașinile urmăritorilor. Am făcut mașinile noastre personale, pe ale prietenilor, pe ale rudelor, ale cunoștințelor și s-au cam terminat mașinile la care avem acces aproape oricând. Vă dați seama, noi filmăm, mai ales cum e acum iarna, nu e foarte mult, nu e foarte multă lumină, noi filmăm ori la ITP-ul, ori la băieția la dezmembrări și trebuie să fie liber ori elevatorul, ori canalul de ITP-ul ca să filmăm și sub mașină și e o, o portiță relativ mică în care să ne întâlnim și noi, să avem disponibilitate și noi cei de la atelier și omul cu mașina lui și ăia cu locația, adică e destul de greu. Ce să mai... E? Vă dați seama că noi am preferat să filmăm în continuu mașini foarte interesante, dar până la urmă, de unde? Câtea mașini. Teodor Octavian ne spune Suzuki Ignis 4 4 modelul vechi. Și uite, și pe ăsta ne l-am dorit. Da, aduceți-l încoa. Uite, Lucian Chirilaș, sper, prezentarea Lancia, Lancia Tezis. Te -am, o, spus, am pronunțat bine? Tesis, da. Tesis. În primul rând, eu nu știu care dintre ele lancia Tesis. E posibil să fie varianta de limuzină. Oricea hmm. veche cu legături cu Alfa 166 mie, din aia mi-ar place. Deja deci, aia mi-ar place foarte mult una din aia. Or să fie cea mai nouă în legătură cu Chrysler 300C. Deci au făcut o variantă de Chrysler 300C pe care au scris lancia, are un interior mai interesant și câteva schimbări la exterior. În rest e aceeași mașină pe platformă de Mercedes W211 făcută de Chrysler cu acel cu sigla de lanci. Mărci de piese. Camera Traffic Tube, așa se numește. Da. Mărci de piese. Ah, a, da. Uite, asta ar fi o discuție. Care, ce branduri de piese ți s-au părut mai ok față de altele? E diferență mare de preț? E justificată diferența de preț? între două piese de la producători diferiți, adică... Da, asta, ce observ... asta, cred că ar trebui făcut subiect separat. Păi nu, nu, uh, asta e, e o idee foarte bună. Da, da, o bună. foarte bună de subiect, Asta da. e de subiect, o să o notăm și... Pot pot să vă spun că am cumpărat recent un set de reparație pentru puntea spate la o mașină ca a lui Cosmin. La mașina lui Cosmin am pus niște brațe foarte low cost de la, un, de la marca propria unui importator de piese, au fost foarte ok, mașina nu are nicio problemă, oricum decât ale lui vechi de 22 de ani, mai bune cele noi care poate nu au fost premium. E, acum am făcut, trebuie să mă apuc de mașina aia verde, de Mondeo la verde, prima mea mașină adusă din partea aialată, și am găsit o ofertă extraordinară, tot setul de reparație punte spate, cu 225 de lei, inclusiv setul de șuruburi. Doar setul de șuruburi pentru puntea spate era 180 de lei. Deci, practic, mi-au rămas brațele, sunt 6 brațe, mi-au rămas brațele cât 10 lei un braț. Adică, la bani astea, nu știu ce mai vrei. Nu știu cum sunt, mi s-au părut ok la construcție, n-am apucat să le montez, mi s-au părut ok la construcție, o să vă mai detaliez în momentul în care mă apuc de mașină eventual poate și fac un video scurt, că na, efectiv procedura n-are rost să mai filmăm, că am filmat-o odată pe mașina lui Cosmin. Păi cam asta a fost. Noi o să încercăm să citim mesajele de pe comunitate atunci când mai facem înregistrări, deci fiți pe fază cumva dacă aveți vreun subiect pe care doriți să-l dezbatem, trimiteți-ne acolo mesaj și ori le citim la sfârșitul unei emisiuni, ori facem, dacă sunt prea multe, o emisiune în care încercăm să răspundem, iar cele mai bune o să facem subiecte separate pentru da, o emisiune. Vă dați seama că noi încercăm să abordăm subiecte cât mai e de interes. Exact, ce vă interesează noi? doar încercăm, ghicim cumva ce v-ar interesa, nu avem de unde să știm, ce v-ar interesa nu pe toți, că nu asta e scopul, că 155.000 nu sunt interesați de, de același lucru același caz, da. lucru niciodată. Nu. O mică parte dintre voi. Astăzi măcar să unii, mâine alții exact. să fie okay. Toată lumea fericită. Da, asta încercăm. Fericire <laughs> pentru toți. Da, la revedere!